Schitul Înălțarea Domnului din localitatea Veștem, județul Sibiu, și-a sărbătorit astăzi hramul. Obștea monahală a mai avut însă un prilej de bucurie duhovnicească, altarul de vară al așezământului monahal fiind sfințit de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu a sfințit astăzi altarul de vară al schitului Înălțarea Domnului din localitatea Veștem. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie de hram în prezența unui număr mare de credincioși. Schitul Înălțarea Domnului de la Veștem, din apropierea Sibiului, ne-a oferit astăzi ocazia de a ne ruga împreună cu credincioșii din prejurimi, cu ocazia hramului, sfințind în același timp un altar de vară care dă posibilitatea săvârșirii Sfântei Liturghii pentru o mai mare mulțime de credincioși. Sub cupola cerului ne-am rugat astăzi de Înălțarea Domnului și pe această colină i-am mulțumit Mântuitorului Iisus Hristos care s-a înălțat la ceruri, considerându-ne că suntem și noi pe Eleon și privim spre cer cum se înalță și plecăm acasă cu aceeași bucurie cu care au plecat ucenicii, așteptând împlinirea făgăduinței Mântuitorului de a trimite pe Duhul Sfânt și a întemeia biserica sa. Ne-am apucat de construcție, începând cu Sfânta Biserică, iar după aceea am urmat construcția la chilii, din care biserica a fost construită în timp de un an și jumătate roșu. Schitul Veștem este unul dintre cele mai noi așezăminte monahale din Arhiepiscopia Sibiului. Piatra de temelie a fost sfințită în anul 2007 de înalt preasfințitul părinte Laurențiu.